Astăzi îi voi începe cu o întrebare. Ce părere ai tu despre vacanțe? Este vacanța pentru tine înseamnă relaxare, înseamnă un lux, ce înseamnă pentru tine o vacanță? Vă salut, dragilor. Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la vindecarea sufletului. Aduc acest subiect astăzi deoarece am hotărât să plec în vacanță, vacanță în care să-mi încarc bateriile, așa cum îmi place mie să spun. Vacanțele sunt esențiale pentru o viață mai fericită. Ne ajută să trăim, să simțim, să experimentăm și ne schimbă cadrele de referință, ne dezvoltăm noi abilități, ne umple inima de bucurie și de încântare. Ruperile sau schimbarea rutinei cresc eficiența vieții și nu numai. Este că mă apreciez, mă respect și am grijă de nevoile mele. Este un fel de premiu pentru tot ceea ce fac, răsplata față de mine. Așadar, o vacanță îmi dă șansa nu numai să mă relaxez, dar îmi dă timpul necesar să mă gândesc la noile proiecte, să apreciez tot ceea ce am realizat până acum, progresele pe care le-am făcut și să-mi încarc bateriile și să fiu pregătită pentru noile proiecte. Imaginile de pe fundal sunt din locurile minunate pe care le voi călca în această vacanță și m-am hotărât să le împărtășesc cu voi fiind prietenii mei și îmi doresc ca și voi să aveți o vacanță minunată și dacă vreți pe viitor puteți să adăugați pozele voastre de vacanță pe adresa mea care o găsiți pe pagina mea de Facebook. Așadar, ce înseamnă pentru tine o vacanță? Cum percepi tu o vacanță? Este un moft, un lux, este ceva util, e relaxare, e o risipă financiară, poate nimic interesant, habar nu am, sau este ceva obositor. Mulți oameni nu vor să meargă în vacanță, că este ceva obositor, este un, un stres în plus. Dar mulți oameni cred că o vacanță sau o călătorie este risipă financiară timp pierdut sau orice altceva, dar nu se gânde sau nu știu ce beneficii au dacă călătoresc sau merg într-o vacanță chiar și de două zile. Nu contează perioada, nu contează locul, este doar să ieși din rutina și din, din atmosfera zilnică. Înainte de a-ți desfălui beneficiile unei vacanțe sau întreruperea activității, rutina de zi cu zi, pe care foarte mulți o avem, Aș vrea să împărtășești părerea ta despre vacanțe și te rog să lași câteva comentarii în cutia de comentarii care este părerea ta despre vacanțe, dacă ești pro sau contra și de ce. Bineînțeles că studiile arată că dacă luăm o pauză de la serviciu sau activitatea de zi cu zi, rutina noastră, ce beneficii poate aduce pentru sănătatea mentală, dar și fizică. Persoanele care au vacanțe au un stres mai scăzut, un risc mai mic de boli cardiovasculare, în special Bolile de inimă, o perspectivă mai bună asupra vieții și o motivație mai mare pentru a atinge obiectivele, pentru a dezvolta planuri noi. Dacă ești casnică sau lucrezi de acasă, cum foarte mulți am făcut în ultima perioadă, lucrăm de acasă, aici este chiar mai multă nevoie de schimbarea rutinei, de a ieși din rutina zilnică. Dacă totuși nu te-am convins, de beneficiile unei vacanțe, îți voi da câteva elemente, dar și care sunt unele dintre beneficiile suplimentare dacă luăm o, o pauză sau o vacanță de la servici sau rutina zilnică. Dacă ai hotărât să pleci într-o vacanță cu partenerul, cu familia sau de unul singur, nu numai că vei cunoaște oameni noi, culturi noi, dar te vei descoperi pe tine și vei aprecia mai mult ceea ce ai și ți-va deschide orizontul spre o viață mai bună și vei avea o altă viziune despre viață, despre tine, despre munca ta. Bineînțeles, o călătorie de unul singur poate fi o experiență puternică și foarte importantă, care îți schimbă extrem de mult viața, mai ales la persoanele care sunt codependente. Excursiile sau vacanțele individuale sunt o oportunitate ideală pentru relaxare și autocunoaștere. Te vei cunoaște extrem de mult, mai ales persoanele care sunt co-dependente. Nu numai că vă veți odihni și veți dormi atât cât vreți, cum vreți, când vreți, Învățați să vă administrați pe deplin propriul timp. Tu suporti singur consecințele a deciziilor pe care le iei, indiferent că vor fi bune sau nu. Nu trebuie să împărtășești cu nimeni nimic. Nu trebuie să te scuzi, nu trebuie să te învinovățești și nu trebuie să dai explicații. Ce alte beneficii ai după o vacanță și cum îmbunătățește starea ta personală și profesională? În foarte multe. Reduce stresul. Reduce bolile cardiovasculare reduce depresia, ansietatea cu care mai cam toți am fost așa atinși de ansietate în ultima perioadă, din cauza situației, îmbunătățește productivitatea. Îți dă un echilibru în relații, echilibru în viața personală, dar și profesională. În alte cuvinte, îmbunătățește sănătatea fizică, stabilizează sănătatea mentală, îmbunătățește interacțiunile sociale, crește productivitatea și starea de bine, Vedeți câte beneficii avem într-o vacanță, și nu numai. Se vor face foarte multe schimbări în mentalul nostru. Indiferent dacă este o zi liberă sau două săptămâni departe de rutina zilnică, a lua o vacanță vă poate îmbunătăți foarte mult sănătatea generală. Stresul și oboseala afectează în mod negativ pe oricare și la orice vârstă, începând de la copii până la vârstnici, de la memorie, stare de spirit, și chiar funcția musculară, digestie, și inclusiv sistemul imunitar. Relaxarea, atunci când mergem într-o vacanță, relaxarea fizică, vă poate ajuta să vă ajustați ciclul de somn, să relaxați mușchii și chiar reduceți riscul de stop cardiac. În plus, petrecerea timpului într-un loc nou cu prietenii, cu familia sau chiar cu grupuri de oameni noi. Oameni străini, oameni necunoscuți vă poate îmbunătăți abilitățile de comunicare și vă poate lărci orizonturile. Veți vedea viața cu alt ochi, nu numai că vă veți încărca cu energie pozitivă, veți cunoaște oameni și vă veți cunoaște pe voi mai bine. La fiecare vacanță sunt schimbări, la fiecare vacanță veți învăța și veți descoperi altceva. Departe de, de e-mail-uri, de hârtii, de telefoane, de colegi, de rutina aceea zilnică, vă poate îmbunătăți chiar și productivitatea atunci când vă întoarceți la activitate, deoarece mintea și corpul vostru vor fi relaxate. Vedeți câte beneficii avem dacă mergem într-o vacanță, dacă întrerupem rutina, activitatea noastră de zi cu zi. Avem extrem de multe beneficii. Deci, învață să ții timp de a ieși din rutina zilnică, ia-ți timp departe, departe de, de tot ceea ce faci tu în mod regulat, zilnic, pentru a te relaxa și a-ți da un restart, un refresh, numește-l așa cum vrei tu, dar va fi la modul benefic. Așadar, eu sunt în vacanță, deci nu ne auzim curând, și îmi permit să atașez câteva imagini pentru că vreau să vă bucurați și voi și sunt convinsă că vă veți bucura alături de mine pentru vacanța mea, cum și voi sunt convinsă că veți pregăti o vacanță, indiferent că este undeva într-o pădure liniștită, cu aer curat, departe de poluare, de gălăgie, că, nu știu, mergeți la bunici, la oriunde ați hotărât voi să faceți o întrerupere de activitățile zilnice și rutina pe care o aveți, face o mare schimbare în viața voastră. Nu numai și unește cuplul. Veți înțelege și veți aprecia tot ce aveți în viața voastră în alt mod. Deci, nu uita, învață să te apreciezi și să ai grijă de nevoile tale. Până la următoarea întâlnire, nu uita că te iubesc cu inima și te îmbrățișez cu sufletul.